Bună ziua dumneavoastră tuturor, bună ziua invitaților noștri, salutăm și presa care este și televiziunea care este alături de noi și mă bucur că ne reîntâlnim astăzi la Festivalul Națiunea Poeților 2016. Vreau să menționez că Primăria și Consiliul Local Verghișești sunt parteneri în acest proiect alături de Consiliul Județean Suceava, reprezentat prin domnul președinte Gheorghe Plutur și Centrul Cultural Bucovina, reprezentat prin domnul manager Sorin Filip. Festivalul acesta a început la inițiativa domnului Drăgușanu, Ion Drăgușanu, care este prietenul nostru de ani de zile, după cum dumneavoastră știți. Anul acesta ne întâlnim cam a 11-a oară, este a 11-a ediție când noi ne întâlnim la diferite acțiuni culturale. Mulțumim, domnule Drăgușanu, pentru inițiativa dumneavoastră. Mulțumim că de fiecare dată alegeți ca și locația desfășurării acestui festival Comuna Verghișești, localitatea Corlata. Și vreau să vă asigur de faptul că cel puțin în următorii 3 ani suntem dispuși să fim gazda dumneavoastră. Eu zic să începem și să terminăm cu cântec, de Montera, cu cântecul de Corlata. Începem cu cântec, vorbă mai puțină, muzică mai multă. Hai băieți, deci Mihnea Bridaru de la Luna Amară și Andrei de la Toi Mășin, mai spun Drăgușaru că-i fiul, își vă dați seama după aia. Ziua, bine v-am găsit. Bine v-am regăsit, de fapt. Câțiva dintre voi parcă v-am văzut și am trecut. Noi suntem Andy și Mihnea. Sper să vă placă concertul și să vă simțiți cum v-ați simțit data trecută. Hope you're not lonely without me.
Mulțumim foarte frumos! O să trecem pe ceva un pic mai ritmant, de la o trupă se numește Queens of the Stone Age, piesa se numește I Wanna Make You With You. Stars.
a long, long time, full of fights, all my life. The wild ones playing, didn't wanna get burned. Few days after, days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just someone that starts the spark in my bonfire heart. This world is getting colder, strangers passing by. One looks to your shoulder, and one looks you in the eye. I've been at you for a long, long time. I'm trying to break through, gonna make you mine. Everybody wants a flame, didn't want to get burned. But today's after, and days like these lead to nights like this. My heart is to the sound of the rest. For
Hopes racing high, my thoughts are so low. Reach out my hand, but there's no one to hold. We walk alone through this strange life. It can be so cold sometimes. Ooh, ooh, ooh. Just close my eyes and remember, if you search, you just might find. I'm talking about the right state of, the right state of, the right state of your mind. I'm talking about the right state of, the right state of, the right state of your mind. I feel the weight of the world sometimes hanging on my head. Ooh, look for the light at the end of this tunnel once again. I'm talking about the right state of, the right state of, the right state of your mind. I'm talking about the right state of, the right state of, the right state of your mind. Oh, I'm talking about the right state of, the right state of your mind. I'm talking about the right state of, the right state of, the right state. Bine, vom încerca prima audiță, o piesă românească de data asta. Mai mult ca sigur o cunoașteți. Sper să-mi iasă, ne țineți cu mine. Și așa vine câteodată dorul. Așa-mi vine câteodată să dea cu cuțitul gheatră, să dea cu cuțitul gheatră, Lorule. În gheatră să iasă pomâna, și așa-mi vine câte un lume,
Urmează Dumnezeu. Ca să vă pot prezenta oaspeții din străinătate, o să rog pe domnul manager Vasile Sorin Filip, că după aia o să aveți de-a face și cu artistul Sorin Filip, să mâneze diplomele. Noi venim de 11 ani al noastră, 12, și de fapt sunt că prima dată am venit cu poeții din diaspora, pentru că n-am întâlnit oameni mai demn de respect în tot județul ăsta decât noastră. Niciodată nu voi ocoli corlata cât timp ne mai chemați și ne mai primiți. Aveți un suflet de primar de primă mână și dumneavoastră sunteți la fel de frumoși la suflet și la chip precum ea. Tocmai de asta, prima, m-am sfătuit cu domnul manager Sorin Filip și cu Menahem Falek din partea Națiunii Poeților, prima diploma pe care o dăm, titlul și diploma primar al Națiunii Poeților, doamnei Violeta Țăran. Îmi dau lacrime când mă gândesc ce fel de om este Violeta. Apoi o poetisă din Israel, care când au fost luați, că nu numai nemți au comis holocaust, când au fost luați de ruși, duși prin tot felul de locuri, ca să nu se știe că evrei, că să fie împușcat, i-au zis Wilhelmina. Iar semnează opera literară Wilhelmina, deși o cheamă Ziva Brandes Susac. O poveste extraordinară de trist, o să o auziți până în versuri, dar deocamdată Wilhelmina premiu. Așa, din partea primăriei Berghisești, o diplomă, o plachetă. Apoi un caricaturist, că ați văzut, noi am scos și un album de caricatură foarte frumos, se cheamă Călemara cu zâmbe de diplomă, pentru Alexandru Partel, care, dacă nu mă înșel eu, bunicii lui au fost de prin discar, nu? Mă înșel? Bunicii. Din Slovacia, deci bine, credeam că am avut noi un Partel pe ceasornicare în Iscan și de asta ziceam. Nu este legător. Alexandru Partel din Ierusalim, el vorbește românește și când o să fie vremea să vină ca artist, o să vă povestească ce are de povestit. Cel din urmă, totdeauna e cel din urmă și totdeauna primul, Menahem Falek, pe care deja îl cunoașteți. Hai, Mena, și-ți ia diploma. Care este și traducătorul antologiilor pe care le tot facem. Și așa literatura română pleacă în Israel. De când eu am scris în prefața cărții, în sală de condată, cât de minunat sunteți și în Israel vor putea citi oamenii că sunteți așa cum sunteți și cum vă simt eu. Am să iau șalul Sorin Filip, pentru că Sorin Filip vrea să le prea. M-am rugat tot eu să le fac un dar și invitațiilor din străinătate și dumneavoastră. Bună ziua, vă spun și eu. Mă bucur să fiu prezent alături de dumneavoastră. Mă bucur să fiu, iată, așa cum spunea și domnul Drăgușanu, al 11-lea an de când Festivalul Națiunea Poeților are loc la Corlata, deschiderea acestui festival. Deci să înțeleg că este o tradiție și trebuie să meargă mai departe. Felicitări, în primul rând, domnului Ion Drăgușanu, cel care este sufletul și inima acestui festival.
și realizează lucruri frumoase pentru noi toți, pentru toți cei ce încercăm să realizăm lucruri frumoase cu oameni dragi, cu oameni cu suflet mare și oameni care vor să lase ceva în urmă. Și mulțumesc doamnei primar că iată și dumneavoastră este implicată în această acțiune. Felicitări și merită din plin aplauzele dumneavoastră, doamna primar. Și dumneavoastră, bineînțeles, așa cum spunea domnul Drăgușanu, în număr atât de mare și aveți deosebită plăcere de a fi alături de tot ceea ce înseamnă organizare a acestui minunat festival Națiunea Poeților. Felicitări, domnule Drăgușanu, și pe mai departe la cât mai multe acțiuni frumoase, fiindcă avem nevoie de oameni cu suflet mare și de acțiuni frumoase. Doamne ajută! Iar acum, pentru dumneavoastră, am să vă cânt și am să vă cânt cu trei melodii noi, trei melodii înregistrate cu orchestra condusă de tânărul dirijor Răzvan Mitoceanu. Conducerea muzicală și muzica este semnată de Răzvan Mitoceanu. Vă mulțumesc și haideți să trecem la cântec. Trec de-a lui și lunga și mă duc la Irinuca. Lunca-i înflorită, mândra de mine iubite. Of, dorul-i dor, după tine mândră mor, pe cărări scălătorul. Of, dor, dorul-i sărut mândri buzele, până mor prinde țările mări. Măi, peste deal, peste tașană, măi. Sub nu cu batrân, am să-i fur mere din sână, măi. Of, dorul-i dor, după tine mândră mor, pe cărări scălătorul. Of, dor, dorul-i sărut mândre buzele, până mor prinde țările, măi. Fate, tu ai gura fermecate. Că la altă ușă nu mai văd o cara roșie. Of, dorul-i dor, după tine mândră mor, pe cărări scălătorul. Of, dor, dorul-i sărut mândrii buzele, până mor prinde țările mări. Când văd luna crasare, să te văd de grabă și să-ți spun că îmi ești drag. Of, dorul-i dor, după tine mândră mor, pe cărări scălătorul. Of, dor, dorul-i sărut mândrii buzele, până mor prinde țările mări. Dor, tu m-ai purtat de la multe porți în sat, nici la una nu am stat. Of, dor, evident că la ele nu came, dar de viața o ieșe de măi. Mulțumesc, puteți să veniți mai aproape, dansatorii, că nu mă supără. Și mergem mai departe, haideți cu o sârbă să petrecem așa un cântec, joc și voie bună aici la Națiunea Poeților. Sună și lumea s-adună, of, dor, n-aș lăsa mândra din mână, of, dor. Cu tăți la oaltă, sărba de-altă dată, of, dor. Joc se sune, bucovina toate,
jack jack servanu de da derle 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 da tot așa mândruță draga mea derle 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 da yos hop hop așa. Unde-s fete și flancăi, gospodare-s lângă noi, mă. Și bătrânii glumii fac, ciucă-mi de țărba și rag, mă. Moșul pintele e cu baba Marie, ofedor. Nu poate la joc să fie lumii. Moșul tot întreabă, da, mă mai veteagă, ofedor. La joc nu poate să margă, ofedor. Strigă moșu din rarum, chiterle, derle, 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 da. Că la joc-s fete tare multe, derle, 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 da. Și-o găsit moș pintele, nu-n avă două, trei, mă. Baba lui când o vazut, tătă boala i-o trecut, mă. Corac eu de prună, fac și voie bună, ofedor. Cu moșu joacă împreună lumii. Strigă, tropăiește și se-mi veselește, ofedor. Ca în tinerețe se-nvârtește. Hai da, hai mai baba, mua, mua. Derli, 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 da. Încă mai poate sufletul. Derli, 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 da. Hai mândruță și noi doi, câte-i floarea pe trefoi, mă. Că dacă s-o scutura, lângă bătrâni om juca, mă. Cât muzica sună, nu te las din mână, ofedor. Jucăm sârba împreună lumii. Saltă mândră, saltă, roacă încă o dată, ofedor. Să-ți-ai minte că ai fost ciucate. Cât ni cântă, cântă muzica. Dârle, 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 da. Să jucăm și noi, mândruța mea. Dârle, 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 da. Sârba, sârba asta din bătrâni. Dârle, 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 da. Lângă oameni dragi și oameni buni. Dârle, 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 hop, șo, șo! Mulțumim și mergem mai departe cu o ultimă piesă, o bătută. Trei veșinii după gard, trei tășuni în vatră ard și vorbesc într-un ghiochi ca să mă scapi de un foc. Trei veșinii după gard, trei tășuni în vatră ard și vorbesc într-un ghiochi ca să mă scapi de un foc. Chiar și zece dacă ați și nu-mi luați focul inimii, focul nu se lasă stâns că-i de-o mândră prins. O, mândră, bat în oroc, mi-o pus la inimă focul. Mândra focul ne-au aprins, mama poarta eu închis și nu știu cum să mai fac, ca amândouă să le împac. Mândra focul ne-au aprins, mama poarta eu închis și nu știu cum să mai fac, ca amândouă să le împac. Mama-i mamă că trăiesc, mândra-i mândră și-o iubesc. Am fost și la vrăjitor, n-am scapat de dor. Da, pirada și cu zica mă deja-s, n-am nimic, mă! Am fost la parinte în sat, mi-a citit, mi-a dezlegat și post negru am ținut, dar am scapat de iubit. Am fost la parinte în sat, mi-a citit, mi-a dezlegat și post negru am ținut, dar am scapat de iubit. Am ieșat la manastir, mi-a pus mama pe psaltir, dar degeaba i-a s-o dus, focul-i tot aprins. Da, picât scrum să mă fac, hai mă însor pe cine drag, mă! Și azi mai stâng fiarele și mai discând. Trei veșine într-un glas, eu cu mândra până azi. După gap și azi mai stâng fiarele și mai discând. Trei veșine într-un glas, eu cu mândra până azi. Unde leagă Dumnezeu, nu poate să și rău. Cum ne-o legat și pe noi, mândre pe amândoi. Mama cu trei vrăjitori, n-o rup ca să mă însoare. Dar degeaba am vrăjit, cu mândră am înlăgătit. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc, Sorine.
au fost dedicate celor trei oaspeți și dumneavoastră tuturor. Trei piese, trei oaspeți avem. O să începem cu oaspeții. Primul invit pe Alexandru Bartelt, caricaturist de renume mondial, care are premii luate la saloane mari de caricatură, să vă spună vreo două vorbe, mai ales că are un album de caricatură făcut după tipologia Națiunii Poeților. Mă aflu aici ca invitat al Națiunii Poeților prin reprezentantul ei, Ion Drăgușanu, care care a pus la cale, în afară de întrunirile anuale, înțeleg, dedicate poeziei românești internaționale, a pus la cale anul ăsta o întâlnire cu dintre doi caricaturiști. Unul este Pim, pe care presupun că dumneavoastră îl cunoașteți, desenează de mulți ani, de foarte mulți ani, este caricaturist, este cunoscut, presupun că și Zori Noi la vremea respectivă și în alte, Flacăra, dacă mai ține minte cineva, ziarele și revistele. Astea așa cu ele sunt eu. Domnul Drăgușanu a hotărât că pentru anul ăsta merită, sau crede el că merită, sau mă rog, cum o fi, să facă o întâlnire între un caricaturist român și un caricaturist israelian. Mi s-a adresat lui Pim, l-a întrebat dacă cunoaște pe cineva, și Pim m-a recomandat pe mine. Eu sunt, de fapt, arhitect. Și ieri se împlinesc 30 de ani, ieri s-au împlinit 30 de ani de când am plecat din România. Înainte de a pleca, fusesem arhitect la Centrul de Proiectare din Suceava, iar acum sunt arhitect la Ierusalim. De acolo vin. Activitatea mea principală este arhitectura, bineînțeles, care nu lasă foarte mult timp pentru alte lucruri, dar din când în când, când am o leagă de timp liber sau când sunt invitat să particip la vreun expoziție sau salon internațional, și din România și din alte părți, cum spuneam, mă așez la masă și încerc să fac ce pot. Anul ăsta la rugămintea domnului Drăgușanu, am trimis 50 de desene pe care le-am ales din tot felul de, mă rog, din dosarele mele, din computer, și le-am trimis. Nu sunt sigur că sunt cele mai bune, dar asta este. Desenele astea apar într-una din cărțile pe care le-ați văzut sau le veți vedea sau le veți primi, probabil. Și vreau să vă spun câteva cuvinte. Caricaturile nu înseamnă neapărat ca cel care le privește să-i zbucnească în râs, să nu se poată ținuță cu unii de bucă. Sunt caricaturi care sunt un fel de, de multe ori, un fel de perlă filozofică. Nu sunt de râs, dar te pun să gândești, îți dau să gândești. Temele sunt diferite, după cum și au fost grupate, inițial de către mine, au fost grupate pe teme. Aceste teme sunt temele unor festivaluri și expoziții în diverse locuri din lume, cum ar fi justiția, libertatea, cărțile, lumina, protest, emigrare și așa mai departe. Nu știu, încă n-am apucat să văd albumul, nu știu dacă toate sunt incluse acolo. Sper să vă placă, sper să vă distrați, sau măcar să vă, eu știu, să vă trezească un zâmbet. Și... n-am ceva de spus? Eu știu, am multe de spus, dar... timpul e scurt și drumul e lung. Așa că să-i mai las și pe alții să le spună pe alea.
partea mea, ceilalți fiecare vă rog. Încă o dată, mă bucur de, primirea pe care l-ați făcut-o mie și celorlalți. O primire formidabilă, formidabilă, frumoasă și extraordinar cu frumos pregătită. Doamna care a venit cu noi din Israel e zăpăcită de, uimire și de emoție. Ea nu poate să vorbească pentru că nu știe românește, mă rog, poate are să traducă cineva, dacă o fi cazul. Și, cum se spune, eu atât am de spus. Mulțumesc! Luni se împlinesc 100 de ani de la intrarea României în război. În primul război mondial. Am scris special o carte despre Bucovina și suferințele ei în vremea primului război mondial. Am plătit un tribut uriaș datorită conducătorilor slabe care a avut România, totul s-a terminat cu bine, cei din Bucovina. Acolo, în cartea care aveți Bucovina și suferințele ei, veți găsi mărturii din trecut. Despre suferințele reale, despre bătăliile care au avut loc inclusiv pe vatra acestui sat. Acolo veți găsi eroi care au murit, pentru Austria. De fapt, au murit pentru un model de viață european. Trebuie să îi admirăm și pe alții care au avut curajul să creadă în ceva. Tocmai de asta, pentru că știam că vom aniversa 100 de ani și, din păcate, sunt singurul care comemorează 100 de ani de la intrarea României în război, când țara văd că nu este niciun eveniment. Deci, zisesem cu Menahem Falek să facem tot o carte a suferinței din partea evreilor, care privește Holocaust. Wilhelmina este poloneză, ea de acolo din Polonia a fost luată și are și o carte de proză cu tot felul de povestiri scurte, iar două pe care mi le-a spus aseară pe drum, că noi la 5 dimineața am ajuns de la aeroport, eu am plecat ieri dimineața din Ceava și azi dimineața m-am întors. Două sunt cumplite triste. Ajunsese într-o orfelinat după ce toți ai ei fuseseră uciși și făcea pe ea noaptea în pat, avea sub 6 anișori și li se dădea un fel de pesmete de asta militar la soldați, la copiii care nu făceau pat și ea avea ghinion, nu primea. Și-a găsit un băiețel care colecționa sticlă colorată. Și i-a dat bucățica de sticlă să-i dea pe scritul ăla, pe smetul ăla militar, pe care n-a putut să-l mănânce. Dar după aia, pentru că nu putea sparge cu dințe, dar după aia n-a mai făcut niciodată în pat, deci a fost o vindecare. Mi-a povestit o altă, mi-a spus Mena, o altă povestioară, că într-o valijoară se ascundea cu un băiețel și visau că valijoara aia o să fie odată plină de turte. Turte de asta făcute pe plită, știți? Iar aseară când ne-am oprit noi pe la undeva pe lângă râul Ixarac să mâncăm, erau niște lipii de alea care erau de fapt turte făcute pe plită. Și a fost atât de bucuroasă că în sfârșit și-a văzut visul de a mânca turte de alea. O chem pe Wilhelmina să vă spun un poem în ebraică și o să vă citesc în română. Despre perioada aia tristă. Toate popoarele au suferit în mod egal și noi trebuie să respectăm suferința tuturor în mod egal. עדות מנצחים, הקראה בהדלקת משואה 2004. אני וילהלמינה מלבוב, בת הירש זכרו לברכה ומעלה תיבדל לחיים ארוכים ברנדס, מתייצבת כאן ועכשיו בפניכם בפני בית הדין של ההיסטוריה ובפני מכחישי השואה, וזו עדותי. כן, הייתה שואה. כן, הייתה מלחמה והיו מוות, שכול ורעב. אני יודעת, אני הייתי שם ואני זוכר. אני זיבה מישראל, אשת זאב סוסק, אימא לאילון, אודליה ואורנה,
סבתא לאורי עידן אוסתיו, מתייצבת כאן ועכשיו בפניכם להעיד. נקראנו פליטים, נקראנו עקורים, נקראנו שורדים, נקראנו ניצולים, ולפעמים גם נקראנו סבונים. ואני קוראת לנו מנצחים ומספרת את סיפורה של וילהלמינה, ילדת מלחמה קטנה, תמיד רעבה, אבל מנצחת ולא שוכחת. Mărturia celui ce a învins, citit la aprinderea torțelor pe ziua independenței în 2004. Eu, Wilhelmina din Lăpov, fata lui Hirs, să fie țărână binecuvântată și a Melei să trăiască sănătoasă Brandes. Mă prezint aici și acum în fața voastră, în fața curții cu jure a istoriei și în fața celor ce dezmint Holocaustul. Asta e mărturia mea. Da, a fost Holocaust. Da, a fost război, au fost morți, doră și foamete. Eu știu, eu am fost acolo și țin minte. Eu, Ziva din Israel, soția lui Zeev Sosac, mama lui Eilon Odelea și Orna, cele trei fetele. Bunica lui Ore, Idan și Stav, mă prezint aici acum în fața voastră să mărturisesc. Am fost numiți refugiați, am fost numiți dezrădăcinați, am fost numiți salvați, câteodată l-au numit și săpunari și eu am să dau numele de învingători. Și am să vorbesc, rostesc povestea Wilhelminei, o mică fetiță a războiului, întotdeauna flămândă, dar învingătoare și nu uit. Asta a fost mărturia Wilhelminei. Soțul ei a fost cel mai mare psihiatru din Israel, profesor universitar, iar cele trei fete sunt pe străinătate. Și cu asta am prezentat tot. Thank you. Înainte de a da drumul Menahem Falek la urmă, că dintre ei mai am doi scriitori români, muzica, partea a doua, că la urmă vom te dau cu cântec și vom vedea spectacolul vostru. Who's gonna tell you when it's too late? And who's gonna tell you things aren't so who's gonna try?
Set de piese proprii,
Prima este o piesă de-a trupei mele, se numește Tongue Machine și piesa se numește Flawless, iar a doua va fi o piesă de la Luna Mare, se numește Song. Thank you.
Mulțumim foarte, foarte, foarte mult. Următoarea piesă, cum am zis, de la Una Mare, dacă ascultați ceva Una Mare aici, știe piesa singură. Yeah.
să dai. Piesa din set este o piesă dedicație, trimitere specială pentru tata, se numește The Nobodies de la Bad Bands. Toți îmi reproșau poeții scevene ăștia, care acum sunt foarte bătrân, cum să-l duci pe Nicolae Laveș la țară? Zic, mă, dar acolo nu există suflete, nu există oameni care se simtă. Acum, de anul trecut, v-am adus și rock.
De ce să audă numai aia din Cluj, să audă cei care vin la Bucovina Rockcast, de ce să n-audă și corlata și să crească și copiii noastre și cu o altă cultură muzicală? Mulți nu credeau, cum adică vine Mihnea Pridarul la țară? Păi Mihnea vine cu atâta dragă în fiecare sat și el caută oameni, nu caută altceva. Acum am să vă prezint un poet care n-a intrat în antologia de anul trecut, că n-a avut timp să-mi dea textele. Un poet tumultos, pe care dumneavoastră știți ca om de televiziune, îl vedeți cu meșterul Manore, și care din septembrie o să-mi fie coleg și o să-l vedeți mai des la Centrul Cultural Bucovina. Ion Manore. Mulțumesc, Ion. Cărțile mele sunt ultimele, sau viitoarele mele cărți sunt sub carantina tiparului și acum n-aș spune că ce am scris eu acolo pe colțul mesei, de la prima literă până la cele trei puncte de suspensie, de la final, sau se pot constitui într-un poem, aș putea spune doar că e o filă de jurnal rătăcită. Și sună cam așa. La corlata fără flori în pers. Asta e un titlu improvizat. Unii spun că cele mai strașnice comori ar fi iluziile și nu comorile miraculoase ale Mariei Tereza din visurile haiducilor. Pentru că atunci când le pierdem noi pe ele iluziile, oamenii rătăciți prin cenușa Imperiului nu mai trăim, ci doar existăm, numeric, rece, mecanic, zidiți în calendare, acte de identitate îngălbenite în scrinuri sau fotografii zdrențuite, împușcate în frunte. Unii spun că în politică prostia nu este un handicap, dar din păcate ea, prostia, ne doare pe toți. Foarte, foarte târziu, foarte, foarte departe. De aceea eu cred că ar trebui să ne tezaurizăm iluziile, pentru că fără ele altcineva ar locui umbrele acestea care cântă sfios în clopotnițele părăsite de clopote. Mulțumesc! Acestea sunt scrise aici. Nu e primul poem care s-a scris aici, dar iată că s-a scris aici. Aveți o carte de umor, se cheamă Cu cărțile pe față. N-au prins-o toți, că doar 50 de exemplare am mai avut și nu le-am dus la Bistrița, la Dorna, aici am vrut să le aduc la CR Express autorului, Constantin Vorbovanu. În primul rând vă mulțumesc din suflet pentru primire. La fel ca în 2014 m-am simțit onorat și vă sunt recunoscător. Vă mulțumesc. Cartea pe care care a văzut lumina tiparului anul acesta e din trei părți formată. Prima parte, însemnări de trecător, un fel de aforisme, dar nu sunt aforisme din alea profesionistă. Partea a doua, schițe umoristice și partea a treia, scurte glume. Din însemnările de trecător am spicuit câteva pe care vreau să le prezint astăzi. O femeie mai lesne iartă greșelile unui bărbat decât realizările altei femei. În zilele noastre, de la vorba aia veche, prostul satului, lesne se poate ajunge la o vorbă nouă, satul prostului. Sunt oameni cărora nu le-aș da voie să intre în biserici, fiindcă au mutrele atât de acre sau false, încât îi enervează până și pe sfințe de pe icoane. Culmea justiției la români, să prindă hoții și să le dea arest la domiciliu pentru a cheltui banii furați. Sunt femei ale căror pasiuni nu trec de lenjeria intimă. Hoții din România s-au lăsat de meserie sau au plecat în străinătate. Motivul? Nu pot fura la nivelul înalt impus de cei care ne conduc. Și încă 3-4 și gata, vă las. Chiar dacă ești foc și arzi totul,
nu-i bine să dai buzna în apa altuia. Care este culmea birocrației, să trimiți ziua să aducă o adverință din care să rezulte clar, ca lumina zilei, că nu este noaptea. Are o mașină de 100.000 de euro și minte de 2 bani. Pentru cei din jur, fiecare bărbat în casa lui este împărat și proletar pentru nevastă sa. În România, liniile partidelor sunt mult, mult mai importante decât liniile de cale ferată. Cel care tace, vorbește corect în orice limbă. Și în final, după moarte, foarte, foarte mulți oameni mă vor pomeni. De la cel puțin 300 am împrumutat bani și nu i-am restituit. Vă mulțumesc! Înainte de a da cuvântul lui Menahem Fale, care încheie partea vorbită, vreau să vă spun că aici am avut la treabă cu mine, pe colegii mei, Corina Scânteie la cărți, Gheorghe Senciuc și Dan Stoica la sunet, Dan, pe Nicolae Gavi Sandu la filmat, veți vedea filmul pe net, și mai este venit doar din plăcere trompetistul care a cântat în Big Band prin Germania la Orchestra Radio și a fost și conferențiar universitar, Dumitru Barbaroi din Berkeșești. Menahem Fale. Sunt tare bucuros să mă aflu iarăși între prieteni. Voi citi poezia Inel și Cravată. Inelul era de aur, cum fuseseră zilele mele cu tine. Literele numelui meu se împletesc între ele pe un fundal negru. Mi-l potrivesc pe deget și-l alunecă. Să nu-l pierd, să nu-l pierd! Astăzi adăugă un orchei între palma hamsa deschisă, antidotul pentru de ochi, și un pumn strâns să-mi aducă noroc amuletele mele, inelul inutil, 4 grame în plus la greutatea legăturii de chei, mă însoțește la fiecare ușă. După ușă de la dormitor se află cravatele. E una cu dungi azurii și turcoaz, romburi și diagonale, a fost odată legată. Ți-ai potrivit-o în ziul, într-o zi la cât, când m-ai condus la altar. Un an și jumătate mai târziu te conduceam eu, în ziua în care ai lăsat în urmă ultimele amintirile din lacăre, despre care nu îmi spusetești mult. Greu. Un inel e o legătură de chei, o cravată rămasă orfană, azurie, nedeznodată. Și tu nu mai ești. Înainte de a deveni toți și noi spectatori la spectacolul și sunt ferm convins că singura datină adevărată care mai există în folclorul românesc este cercul de Corlata, alta nu mai există și cred că o să rămână extrem de uimit și Alexandru Bartol și Vihemena. Încheiem cu cântec, cum de nou obișnuiu și ne retragem instrumentele pe scenă și vă lăsăm loc pentru dansatorii din Cordata, din generații, din cercul și așa mai departe. Cine tapea de la rude, fodre oafă cu nigude, de meandre crederam, e tu tira. Să-mi dai
sunset after that you can get out. You can see the bigger picture and find out what it's all about. Open to the skyline, you don't wanna go back home. In a garden full of angels, you will never be alone. But oh, the road is long, so that you are walking on. Prin satele Bucovinei și mă bucur foarte mult că am acceptat invitația și mă bucur foarte mult că sunt aici și mi se pare foarte fain să încercăm să împletim diferite feluri de cultură și diferite feluri de expresie artistică și să fim împreună aici și folclor, și muzică modernă, și poezie, și caricatură. Și mi se pare foarte fain că există inițiativa asta în satele Bucovinei și că sunt oameni de administrația locală care înțeleg aceste lucruri și înțeleg să le primească la ei acasă. Și încheiem cu o piesă pe versuri proprii, limba română, care vorbește despre lucrurile mai puțin plăcute din restul acestei țărișări minunate. Și piesa asta se numește Greața. Thank you.
și cât de multă școală, cât de geți cu bani și cât de mașini, ceașători și curvi și mult prea mult străini. Ce de mai vrăjeală, ce de mai trombon, Victor, Emil, Adrian, Ion. Ce de-a limbicură și cât în jurătură, cât pe șapte ziduri și cât în prăjitură. Nu ai, nu ai, nu ai nimic, iar aici și țineți cura. Nu ai, nu ai, nu ai nimic, iar aici și țineți cura. Și buciul mese tot aud în vale, și zarul, păi,
cade nuntă și priboi, fecioare vin și se opresc pe cale și pețitori merg doi câte doi. Poftiți și voi aici la Verchișești, la nuntă mare împărătească, munții schezași, iar codrii sunt spumovești și joacă toată țara românească. Poftiți și voi aici la Verchișești, să încingem cora cât mai mare, trecând prin spinte plaiuri strămoșești, ca Dunărea să curgă la picioare. Mulțumesc!
Thank you.
vreau să vă mulțumesc în numele Comuniei, în numele Consiliului Local, în numele celor prezenți în sală, pentru faptul că sunteți astăzi în mijlocul nostru și sper să vă fi simțit bine aici. Și pentru că sunteți în Bucovina, am să vă rog să rămâneți pentru a ciocni un pahar de vin pentru tineri. Mulțumesc!